A fost odată ca niciodată un licurici pe nume Lanternă. El iubea și dorea să lumineze în jurul său. Dar într-o seară, când toți ceilalți licurici își aprinseseră luminile și se pregăteau să lumineze, licuriciul Lanternă observă că lumina lui devenise foarte slabă. Necăjit, s-a dus la înțeleptul licurici să-l întrebe ce trebuie să facă pentru ca lumina lui să redevină puternică. Acesta i-a povestit că există un club al licuricilor unde toți licuricii care au probleme cu lumina merg de câteva ori pe an pentru a fi ajutați. Curios și nerăbdător, licuriciul Lanternă îl întrebă pe înțeleptul licurici unde se găsește clubul licuricii, dar acesta i-a spus că trebuie să găsească singur drumul. Nedumerit, licuriciul Lanternă porni la drum și întrebă în stânga, întrebă în dreapta, până ce obosi și se așeză să se odihnească. Ca din senin, un vânt puternic făcu să poposească la picioarele lui o bucată de hârtie. Licuriciul Lanternă intră timid în locul magic unde toți licuricii erau foarte veseli. Unii cântau și făceau karaoke, alții erau preocupați de pantomimă, teatru, povești și poezii, iar alții practicau diferite jocuri. Cu toții legau noi relații de prietenie. Pe nesimțite, timpul s-a scurs, iar licuriciul Lanternă și-a dat seama că lumina din jurul său devenea din ce în ce mai puternică. Curios, s-a întors să vadă și lumina lui. Observă că ea a devenit la fel de puternică și strălucitoare ca celorlalți licurici. Plin de bucurie, porni spre casă cu gândul să ducă vestea despre clubul licuricii tuturor licuricilor care au nevoie de lumină.